În 2008, complexul muzeal Curtea Domnească a intrat într-un amplu proiect de reabilitare. Turiștii putem vizita doar turnul Chindiei, care reprezintă emblema municipiului Târgoviște. Odată cu finalizarea lucrărilor de restaurare, numărul turiștilor din acest an a crescut în perioada ianuarie-august, înregistrându-se peste 41.000 de turiști. Numărul de vizitatori care se ridică numai pentru Curtea Domnească Cam la 80.000 anual, când media unui muzeu mare este 15.000, reprezintă dovada interesului pentru, pentru acest loc istoric. Lucrându-se, numărul de vizitatori a fost mai mic. Este normal, rămăsese singurul care se putea vizita era turnul Chindii.